Sâmbătă 2 aprilie, la Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț s-a desfășurat etapa ștețeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației, la care au participat 115 elevi. La etapa națională a Olimpiadei, care va avea loc în Bacău în perioada 18-22 mai, s-au calificat 5 elevi din județul Neamț. Din lotul care va reprezenta județul la faza națională fac parte și Vlad Petru Hociung, de la Colegiul Național Roman Vodă, elev pregătit de profesor Magda Gherca, și Paul Alexandru Diac, de la Liceul Teoretic Vasile Alexandri din Săbăoan, elev pregătit de profesor Lilioara Cojan.